Și rup din weekend sau din pamieze sau din seri, unii alergă foarte devreme dimineața ca să se țină antrenați și fac eforturi pentru treaba asta. Unii au dus lucrurile și mai departe, alergă nu numai pentru ei, dar și pentru alții. Adina are un invitat special care este de meserie medic veterinar, deci chiar se ocupă și de alții. Să vedeți ce plan are acest om. Bună dimineața, Adina! Bună dimineața, vreau să vi-l prezint întâi pe Francesco, un cățel foarte, foarte simpatic, care a avut nevoie de îngrijire și de asta se află aici la Spitalul Veterinar Deschis de Aurelian în satul Piteasca din Ilfov, căruia vreau să-i dau legătura lui Aurelian pentru că a făcut un gest foarte drăguț, a alergat inclusiv pentru Francesco la maratonul de la Londra care a avut loc de pași. Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la Spitalul Veterinar Center of Hope, vă spun Aurelian și Francesco. Tu ai alergat, spuneam, pentru el și pentru alte animăluțe ca el, adică pentru ca aceste animale să aibă parte de o îngrijire gratuită, să nu plătească stăpânii sau cei care îi găsesc în dificultate să plătească vreun ban, pentru că sunt tratamente scumpe, chiar și pentru animăluțe. Foarte scumpe. În România, animăluțele suferă din motive financiare și atunci noi am spus la spital că e nevoie să facem un proiect social dedicat celor care nu își permit și pentru că animăluțele nu au nicio vină să sufere. Și atunci dă-i și aleargă la maraton. Maraton la care se ajunge destul de greu, poți să te înscrii, să plătești taxa, dar să ai norocul să fii selectat ca să poți alerga acolo, să strângi bani. 10.000 de euro ai strâns tu, că tu ai alergat, într-o singură zi. Da, practic maraton a fost în 6 ore, am terminat cei 42 de kilometri. Fundraising-ul se desfășoară pe mai multe luni, trebuie să rogi oamenii să doneze, să-i inspiri, să le arăți de ce. Nu e simplu deloc, noi am arătat în fiecare zi ce am făcut la spital și noi în fiecare zi avem treaba aici. Nu e simplu deloc. Este un maraton cu tradiție, deja 39 de ani, cam vârsta ta. Exact. Foarte multă dragoste pentru animale te-a trimis pe tine acolo. Care a fost atmosfera? Știu că erau oameni pe tot parcursul traseului, făceau picnic, o adevărată sărbătoare în Londra. Tot orașul a fost dedicat maratonului în ziua respectivă. Toată lumea a venit să ne vadă, să ne încurajeze. Erau mesaje, good luck from a complete stranger. Un mesaj m-a emoționat foarte, foarte mult. Era un băiețel cu o pancardă pe care spunea: mamă, dacă te lasă picioarele, aleargă cu inima. Și am zis, nu se poate, trebuie și toată lumea să termine. Eu am ieșit al 23.000-lea și ceva, asta înseamnă că au mai fost încă vreo 20.000 în spatele meu și atmosfera a fost fantastică, nu se poate descrie în cuvinte decât trebuie mers acolo. A fost și susținere regală, am auzit și pe prințul Harry care v-a încurajat, însă nu doar încurajarea ați primit acolo, asta este foarte important, important că milă mai avem cu toții, dar bani. Cu banii stăm prost, în sensul că toată lumea iubește, nu știu ce, până să se convingă să susțină proiectele sociale. Proiectele sociale nu au susține de nicăieri, decât de la oamenii care iubesc animale și care înțeleg că cu un like sau cu o inimioară trimisă nu putem să salvăm nimic. Trebuie fonduri destul de mari. Francesco, de exemplu, a stat vreo 2-3 zile la perfuzie, niciodată nu și-ar fi permis cine l-a adus pe Francesco aici, pentru că Francesco a venit cu încă 5 frățiori, să-și permită, așadar noi i-am oferit, i-am oferit viață pentru că ne pasă. 10.000 de euro, cam cât crezi tu că îți vor folosi pentru a trata animăluțe? Câte animăluțe poți salva de bani ăștia? Multe, multe, multe. De exemplu, dacă vorbim în sterilizări, în programul Animal Birth Control, programul ABC, cu 10.000 de euro putem steriliza 400 de animale, ceea ce e foarte mult. Cam 300 de lei o sterilizare, mulți nu-și permit această sumă și atunci vin la voi și vă spun direct, domnule, nu-mi permit. Da, exact. De fapt, programul se adresează celor care nu-și permit, știu direct oamenii că pot apela la noi și pentru a preveni nașteri nedorite, de exemplu, Francesco este un cățel nedorit. El a venit pe lume pentru că mama lui a fost programată de la natură să aducă pe lume puișori. E bine, noi vrem să încercăm să oprim acest val de puiuzi nedoriți și să oferim această sterilizare gratuit oamenilor care nu își permit și care doresc să nu mai fac cățelușa lor pui. Un maraton inedit, au alergat acolo diverse persoane îmbrăcate în tot felul de orătănii și rinoceri, adică a avut și o componentă hazlie. Cât timp te-ai pregătit pentru acest maraton? Păi m-am pregătit vreo 3 luni, după care n-am mai avut timp să mă pregătesc. Am încercat, de cam 3 luni așa a durat pregătirea, dar este foarte, foarte greu să găsești și timp pentru pregătire, așa că în ziua respectivă n-ai ce faci, trebuie să alergi.
Mulțumim tare mult, Aurelian, și îți dorim mult succes în continuare să alergi pentru animăluțe. A început Francesco să geamă, probabil că vrea ceva de la tine, așa că te lăsăm să ai grijă de el, pentru că asta ți-ai ales până la urmă, să ai grijă de animăluțe, să alergi pentru ele și să le faci bine. Cam atât pentru momente de aici, de la Spitalul pentru Animăluțe. Mă întorc la voi. Mulțumim tare mult. Lumea întreabă de ce se aleargă pentru o cauză nobilă, de ce unii merg la pol, de ce unii cațără, de ce. De când lumea și pământul, caritatea a avut mai multe componente. Una dintre ele era felul în care poți să te faci vizibil, văzut. Eu dacă ies aici pe stradă și zic că am nevoie de ceva pentru cineva sau pentru mine, s-ar putea să fiu trecut cu vederea, să nu impresionez pe nimeni. Omul ăsta a explicat foarte clar. În primul rând trebuie să te faci vizibil, să le explici oamenilor, să le rămână mesajul. Dacă faci lucruri peste limitele tale, cum ar fi să alergi ca medic veterinar foarte puțin antrenat, să alergi un maraton, asta înseamnă că îți dedici niște ore din viață, multe, bănuiesc în cazul lui, cred că vreo 5, dacă nu mă înșel, am făcut așa un calcul, în care nu te oprești. Și ustură, credeți-mă, ustură tot. Iar după ce alergi, vorbeam cu un fost fotbalist de-al nostru, sper că e, nu greșesc, mai joacă pe aici, pe acolo, dar e un fost foarte bun jucător. A alergat un semi-maraton de curând, în joacă, cu un prieten, să vadă cât scot. A avut un ritm foarte bun, dar timp de o săptămână l-au durut toate, pentru că el, ca fotbalist, este antrenat pentru altceva. Și mi-a zis, bă, nu mă așteptam, mă dor gambele de mor, păi eu toată viața am alergat. Da, doar că nu te-ai antrenat pentru un maraton, te-ai antrenat pentru altceva. Și, în general, în comunitățile de alergători, veți vedea pe cei care își au și o altă motivație, adică aleargă și pentru alții complimentele.